Săptămâna aceasta, echipa Busuioc TV a fost în noua locuință a interpretei Doina Arsene. Am avut norocul să fim primul post TV invitat la Casa Nouă. Artista ne-a făcut turul casei și am rămas profund impresionați. Locuința e amenajată cu mult bun gust, caldă, primitoare și foarte bine gândită. Etajul superior, care e destinat fiicei Andra, are intrare separată pentru a nu isca conflicte între generații. În afară de cei trei membri ai familiei, Doina, fiica Andra, o domnișoară frumoasă și modestă și soțul artistei, domnul Sergiu, care e probabil cel mai modest din familie, fiindcă a refuzat să apară în fața camerei, dar ne-a promis că la viitoarea vizită ni se va alătura, în casă mai locuiesc și câteva animăluțe drăgălașe, și anume doi papagali, doi porci de Guinea și doi câini. Loc ajunge pentru toți, dragoste la fel, și să vedeți că, deși uneori este loc de puțină gelozie pentru stăpânilor, toate animăluțele se înțeleg perfect între ele și sunt foarte prietenoase. Ba mai mult, le-au amenajat și lor locuințe încăpătoare și comode. Acesta este Totoșa și acela e Music. Doi băieței. La început a fost așa un mic război. Fiecare își arăta caracterul, își arăta dorințele, poftile, după care au văzut că n-au încotro și binevoie au început să-mi pace. Unde locuiesc porcușorii voștri? Porcușorii au o cameră lor aparte, lângă camera mea, au coțușorul lor. Și din păcate că aceștia doi nu se împacă împreună, că sunt doi băieței, unul trăiește la primul etaj, iar al doilea la doilea etaj. Dăm voie să completez un pic. Primul, care e la mine, Music, locuiește la primul. Totoșa locuiește la doi și are posibilitatea de la doi să se ducă la subsol, la demisol, unde este amenajată o altă căsuță fără acoperiș. Așa, și dacă am calculat așa, Totoșa are posibilitatea să primele la trei etaje. Eu nu știu, șobolani sau iepuri, mai aproape pe diepul sau de, dar oricum sunt întrozătoare și au necesitate sau le place să roadă în permanență. Și din câte ne-am informat, oamenii le dau porții, adică le dau o dată pe zi, chiar și cântăresc nu știu câte boabe. Și, dar nu ne milă și noi le punem farfuria plină mereu cu boabe și ei toată ziua mănâncă și evident consumă foarte mult. Și consumă boabe din cele scumpe, dragii mei, s-au învățat cnărav. Ia câtălăi. Vedeți cum stă îmbufnat, de atât că el e foarte pretențios și vrea boabe bune. La totuță foc și mă ieșim la joc, dar mă ține pe lângă el și mă strânge ușul de el, că și eu m-am tot gătit, aici am venit, mă ține pe... Miron nu prea s-a dat, el așa l-a îmblânzit și el este strict, soțul pe stățică și ei au o idilă de o viață deja, ba da, au 7-8 ani, da. Este un cuplu fericit, chiar se iubesc și invidiez foarte deseori și mă gândesc că de ce nici nu oamenii nu se înțeleg atât de bine cum pe asta cu Miron. Au avut puișori, i-am dat puișori, fiindcă nu avem cum să îi păstrăm, evident, doi dintre copiii lor, i-am dat indiani, da, doi puișori care spre mirarea tuturor au ieșit albaștri, erau foarte frumoși, da, chiar dacă papagalii nu sunt verzi, au ieșit doi pui albaștri. Și eu i-am dăruit de indianii cu mare drag, fiindcă am înțeles de la ea că își doreau foarte mult să aibă papagali. Cât am făcut cunoștință cu toți ai casei, Doina ne-a pregătit și o cină delicioasă, demonstrând că, în afară de faptul că e o interpretă și autoare talentată, femeie frumoasă, mamă și soție iubitoare, mai e și o gospodină desăvârșită. Artista ne-a gătit carne la cratiță, pe care am servit-o cu vin de casă și murături făcute tot de ea. Mai pe scurt, un om talentat e talentat în toate. Dragii mei, dacă tot ați venit la noi, în vizită, o să încerc să vă surprind, dacă o să-mi reușească, cu niște bucate, cu ceea ce discută femeile mai bine în gospodărie. Nu că m-aș da mare bucătar, dar vrei nu vrei, oricum pricep ceva în ale culinării. Este o mâncare care se consumă destul de frecvent la noi în casă, chiar dacă eu nu consum carne. Da, eu sunt vegetariană, dar în schimb am doi carnivori în casă și pentru ei pregătesc foarte des. Dacă voi comite gate, vă rog mult să nu mă criticați, să nu fie publicul telespectator prea exigent, fiindcă n-ai cum să fii perfect. La momentul ăsta eu fac, dau focul la maxim și atunci când începe să fiarbă în interior, evident, acest element de aici ne dă ea de știri că acolo interior fierbe și atunci dau fac focul. Noi preferăm să servim o salată, să zicem, din rucola, care conține foarte multe vitamine, pe lângă toate are efecte curative.
și se potrivește foarte bine cu mâncarea din carne și cartofi. Ah, fiți atent, dragi, mere, un pic de atenție. Iată, crați s-am dat de veste că s-a produs deja momentul de fierbere și în situația asta să am eu un focul la minim. Atât. După rețeta pusă de la ciulieni, de felul acesta, mergem în casă să gustăm și carne la crad. Hai! Am avut o mare plăcere să fim invitați în casa Doinei Arsene și vom reveni cu bucurie dacă vom mai fi invitați. Lângă-ți propriu vin străbun, vreau să-ți spun, dar nu să-ți spun.